Pivotul Gabriel Burlacu se așteaptă la un meci foarte dificil prin prisma plusului de experiență pe care l-au oaspeții. Va fi un meci foarte dificil, cu jucători foarte experimentați, ținând cont că întâlnim o echipă cu media de vârstă în jurul 30 de ani, cu jucători care au fost la Suceava și ne știu foarte bine jocul nostru în viteză, dar eu cred că în meciul de acasă am demonstrat că putem învinge pe oricine, putem scoate puncte cu orice echipă. În faza de atac trebuie să fim concentrați, să nu mai facem aceleași greșeli care ne-am făcut în meciul cu Dinamo, care până la urmă a făcut ca diferența de scor să fie așa mare. Calificat cu naționala de tineret de la campionatul mondial din Brazilia, Burlacu nu se gândește deocamdată să părăsească Suceava. Nu știu ce să răspund la această întrebare, nu este momentul, n-am vorbit cu nimeni, deocamdată. Mai am contract aici și deocamdată joc la Suceava. Și asta e cel mai important. Vedem mai încolo. Tiberiu Popovici crede că, odată cu meciul de sâmbătă, începe adevărata luptă pentru menținerea în Liga Națională. Întâlnim o echipă experimentată, care stă pe un loc destul de bun în clasament, iar noi avem nevoie de puncte ca de aer. Trebuie să părăsim ultimul loc ca să putem să rămânem în Liga Națională și de acum încolo începe adevărata luptă pentru noi și adevăratul handbal pe care trebuie să-l jucăm. Antrenorul echipei sucevene, Răzvan Bernicu, se așteaptă la un meci de luptă împotriva Călărașului. Clar, va fi un meci de luptă, un meci în care, cum au precizat și băieții, noi ne dorim să scoatem maximum, și anume victoria, însă întâlnim, zic eu, una din echipele momentului din acest campionat, poate revelația, până în vedere că ei au promovat anul acesta și că sunt acolo sus, în cărți pentru primele 4 locuri. Dunărea Călăraș are în componență 4 jucători care au evoluat în trecut pentru CSU Suceava. Este vorba despre Bogdan Șoldănescu, Răzvan Gavriloaia, Adimitrea și Iulian Andrei. Sunt 4 jucători care, e clar, îi cunoaștem destul de bine, însă nu numai ei vor fi principalul pericol, au destui jucători acolo de valoare, cu experiență și zic eu, oricare dintre ei pot face diferența. Acum, clar, și joacă acasă, nu? Pentru că sunt de noștri de aici și, nu știu, cu siguranță va fi și pentru ei un sentiment ciudat. Meciul de sâmbătă va fi arbitrat de bucureștenii Teodor Șerbu și Andrei Vasilescu. În turul campionatului, Dunărea s-a impus cu scorul de 18-16.